Po navet kam i sfrkuosh i si tim da ke lispu e divaro ku i vajm faca pi me pasi pi dëshar shtjap të pidjapse. Andi ka ku njështi në zhepci kari dormë mund zilish për në labëtej. Aceste mărturii par de desprinse dintr-un film horror. Din păcate, este realitatea de după poarta internatului psihoneurologic din Cocieri. Pentru că majoritatea beneficiarilor sunt diagnosticați cu boli psihice, declarațiile lor sunt ignorate de directorul instituției, dar și de autoritățile de la Chișinău. Sunt persoane cu dizabilități mentale și pot spune câteodată orice. Nu știu cum la voi ajunge informația, la noi nu a ajuns informația. În cazul când vor fi se vor adeveri astfel de informații, vor fi sancționați. Așa s-a întâmplat și în cazul acestei tinere, care a mărturisit că a fost forțată de mai multe ori să întrețină relații sexuale cu un angajat, în caz contrar era bătută. Это было зимой и осень и лето. Давай быстрее. Если сейчас ты не дашь, я тебе сейчас второй глаз ударю. Я говорила шефу, он не верил мне. Он сказал, иди, ты выдумывай. El singur îmblă, Doamne ferește, și doresc după bărbați, mai ales dacă îi place de o unul, îmblă toată ziua după dâns. Beneficiarii internatului povestesc că într-o zi unul dintre bolnavi a văzut cum sanitarul o forța pe femeie să întreține relații sexuale și l-a denunțat directorului. Acesta, vrând să mușamalizeze cazul, l-ar fi concediat pe sanitar. Acum însă directorul neagă și spune că nu-și amintește de un asemenea caz. În ultimii 2 ani s-a întâmplat așa ceva sau nu? Categoric. Nu, eu știu, nu ți-o minte, poate. Nu prezez, nu vreau să mintă, nu ți-o minte. Și fostul sanitar, care nu mai lucrează la internat de 2 luni, neagă că ar fi avut o relație cu femeia. Cazul nu a fost raportat la poliție. Eu și seamănă om de la care să facă așa ceva. Doamne ferește, nu, nici în gând nu a fost așa ceva. Beneficiarii se tem să discute cu cineva din afară. Ei spun că dacă află administrația că s-au plâns de ceva, sunt pedepsiți. Cel mai mult se tem să nu fie bătuți și închiși într-o cameră situată la etajul 3 al internatului. Acolo este doar un pat din fier, iar despre veceu sau apă nici vorbă. Не будешь ругать, что я с ней разговариваю. Кто ругает? Я думаю, что не будешь ругать. Я же и так буду наказывать. Если не слушаешь, тогда не такое действует. Со шлангом или железком. Я на вроде пил с Лукрец, Мацинот до Луи, а в секция 3 этажа. Deși a negat insistent că în internat ar exista o asemenea cameră de pedapsă, administrația a acceptat într-un final să ne arate încăperea. Însă directorul susține că bolnavii ar fi închiși aici din alte motive. Nu, dacă chiar ceva, конечно, că l-am suit aici, dacă e ca o băut și faci prostii nebunii, trebuie să îl dă supraveghere. La 2 etaj noi nu avem acolo infermier. Știi că fereste, dar noi fereste des cu spachete și cu asta riscu. E de ca o pedeapsă, spunem așa. Noi ridicăm la 3 etaj. Ruslan locuiește în internat de mai bine de 10 ani. El suferă de epilepsie și a ajuns aici după ce a fost abandonat de mama sa. El este unul dintre puținii beneficiari care nu se teme să vorbească deschis despre ce se întâmplă în spatele porților instituției din Cocieri. Afară, nu, în curte ce e dinăuntru. Doamne, ce să faci? Pe din ce strucuiesc, bal. Eu tot văd, dar și nu... Pe lângă bătaie, bolnavii se plâng că îndură foame. Abiet особено плохой. Facă apă chioară. Și nu e gustos nimic. Și noi idem să-l oprăsiți cușeți. Ani și o tașată sumchi, veodrami. Mulți dintre beneficiari merg prin sat și muncesc cu ziua pentru o bucată de pâine. În schimb, angajații ar primi câte 50-100 de lei de la săteni ca să le permită să-i ajute la munci. Vin și mă ajut. Îi dă o cățică de pâine acolo. E și mai ies la pâine. Pentru țigări. Pe zi, și lei, da. Unde lucrăm acolo și mâncăm și ceva. Servitoarele care lucrează, eu strachină, care la răzdace, eu strachină și le iau, le duc. Directorul neagă că bolnavii ar suferi de foame și că angajația are și din instituție cu produsele destinate lor. S-a întâmplat cu mâncat aici. Dar ca să iei mâncare... Urgențele. Nu s-a întâmplat. Nu l-am prins finiș un pe crușe mie. Internatul se află în subordinea Ministerului Muncii, deși activiștii pentru drepturile omului care au vizitat instituția în ultimii ani susțin că au informat Ministerul despre situația de acolo, nimic nu s-a schimbat. Am avut diverse plângeri de la violuri, lovituri, maltratări, personalul nu este educat în domeniul drepturilor omului. Ministrul Muncii a rămas surprinsă de mărturile pe care beneficiarii le-au făcut echipei ProTV. Să vă facem o investigație internă și să vă informăm suplimentar. Confirm că dificultăți sunt. În timp ce conducerea instituției susține că declarațiile bolnavilor nu trebuie luate în calcul, activiștii pentru drepturile omului contrazic. Potrivit lor, acestea pot fi probe reale, doar că trebuie verificate. Există cazuri când după câțiva ani de declarații, am constatat că într-adevăr e așa cum spune persoana. Internatul psihoneurologic din Cocieri funcționează de mai bine de 30 de ani. Aici se află peste 360 de persoane.